Bună seara, bun găsit tuturor, doamnelor, domnilor, despre sistemul de învățământ din România vorbim în prima parte a emisiunii din această seară. Unul care, din punctul meu de vedere, este unul al extremelor. Vorbim pe de o parte despre elite, iar pe de altă parte vorbim despre anumite încercări a celor care ne guvernează acum de a trasa niște direcții care să aducă acel plus de care avem cu toții în nevoie. Alături de mine, domnul conferențiar universitar, dr. Marcel Căpraru. Bună seara, vă mulțumesc pentru că sunteți alături. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Domnule profesor, noi am fost alături de dumneavoastră săptămâna trecută sau acum două săptămâni la Severin, vorbind despre 25 de ani de învățământ Montessori în România, și vreau să dezvoltăm acest subiect asta pentru că, dincolo de toate aspectele pe care le înglobează sistemul de învățământ din România, iată, sunt anumite încercări care să ne creioneze elevul și copilul ca un adolescent stăpân pe sine și care să se bucure de ceea ce încearcă să acumuleze atât în perioada copilăriei cât și a adolescenței. Iar acest sistem Montessori este mai puțin cunoscut de către publicul larg. Ce presupune această tehnică de predare? Deși, din câte am citit eu și m-am documentat, este mai mult decât o tehnică de predare. Montessori e mai mult decât o tehnică de predare, o metodă sau chiar un sistem. Cum se spune, e un stil de viață. Montessori este și cunoscută în toată lumea, este cea mai cunoscută alternativă pedagogică din lume. Are peste 117 ani, din 1907 a fost elaborată, să spun, metoda și înființată prima Casa dei Bambini la Roma de către Maria Montessori, apoi sistemul s-a dezvoltat până în zilele noastre. În România a fost perioada interbelică în care au apărut școli Montessori, apoi în epoca comunismului nici nu s-a vorbit de Maria Montessori. În urmă cu 25 de ani, eu am readus această metodă, să-i spunem, de învățământ în România, printr-un proiect Montessori în România, început în 1995. Am trimis câteva educatoare în Statele Unite la un curs. Am înființat în 96 prima grupă de grădiniță Montessori din România postbelică. Apoi în 97, 98, 99 am adus instructori din străinătate care în cursuri de vară am mai pregătit încă 12 educatoare. În fine, în anul 1999 s-au înființat încă 5 grupe la turnul Severin, apoi au fost niște sincope, au mai dispărut, au rămas 3. Sunt primele în învățământul public și singurele care au rămas în învățământul public. Din 2006-2007 au început să apară și alte școli Montessori, dar numai în învățământul privat. Eu am citit că este un stil de viață care, prin care tânărul de astăzi își construiește niște abilități speciale și că trebuie început încă de la grădință cu acest sistem de învățământ alternativ, iar arderea unor etape nu ar aduce un efect pe care îl așteptați. Aveți dreptate, ați citit bine, problema este mult mai amplă. Ideea Mariei Montessori a fost aceea că ea nu a creat un sistem, n-a creat o metodă, ci a descoperit copilul. În sensul că, la naștere, fiecare dintre noi avem un program anume de dezvoltare, o ordine în care se dezvoltă capacitățile mentale. Așa cum învățăm să vorbim, aproximativ la aceeași vârstă, toți copiii din lume, indiferent de cultura în care se nasc, își însușesc limba din cultura respectivă. Cum învățăm să mergem, să mâncăm, etc. Tot astfel există un program natural de dezvoltare a funcțiilor psihice și a capacităților psihice. Dacă
Copilul găsește în mediu, la momentul potrivit, ceea ce îi trebuie pentru dezvoltarea acestor capacități, atunci el este și într-o stare de bine, într-o stare de fericire și învață mult mai mult decât ar învăța în condițiile școlii, dacă rigide. Vorbim de grădini, rigide, dar cu un program sau o programă care nu se potrivește cu programa internă de dezvoltare a copilului. Pentru că noi, ca adulți și profesorii și specialiștii, nu suntem încă în stare și nici nu cred că vom putea fi în stare să găsim exact momentul potrivit și cunoștințele potrivite la momentul acela. De ce? Pentru că creierul este un univers întreg. Adică sunt, spun neuroștiințele astăzi, peste 100 de miliarde de neuroni care pot stabili legături între ei câte până la 20 de mii. Deci acum faceți combinări de 100 de miliarde luate câte 20 de mii și vedeți ce iese. Adică și noi ne închipuim că putem intra în mintea copilului să facem programările noastre. Sigur că punându-l în această situație, copiii unii învață, alții nu învață, fac față sistemului sau nu, dar se produc deviații de la starea de normalitate. Adică numai acea stare de fericire, de bine, se instaurează o stare de teamă, se instaurează o stare de rebeliune, de a răspunde mediului din jur în mod agresiv, pentru că dacă ceea ce vine din mediu nu se potrivește cu ceea ce se caută din lăuntru, atunci apare o stare de reacție negativă, de oponență, care se acutizează și intră în comportamentul de zi cu zi. Practic Montessori ce presupune? Practic Montessori... Ne văd acum părinți care ar fi interesați de această alternativă. Presupune să organizăm un mediu, deci o clasă, să spunem Montessori, nu e o clasă, e ca o cameră de zi acasă pentru copil. Închipuiți-vă o familie mai mare cu 10 copii, să spunem, de vârste diferite, diferență de un an, de doi între ei, care sunt liberi în acea cameră, în acea cameră de zi și îmi dau materiale cu care lucrează. Copilul absoarbe din mediu ceea ce îi se pune la dispoziție. Dar fiecare își alege ce și când. E bine, exact așa cum copilul absoarbe limba din mediu. Dacă vă întreb acum cum ați învățat să vorbiți, nu vă mai aduceți aminte. Dar ați învățat să vorbiți românește, nu pentru că v-au învățat părinții sau altcineva din familie, ținându-vă lecții și într-o altă ordine, ci ați absorbit cu totul limba care se vorbea în mediu, că dacă erați înfiat la vârsta de o lună, să zicem, în Germania, acum vorbeați nemțește, nu? Corect, așa. Deci copilul nu are limbajul dat așa cum au puii de animale, doar să treacă timpul și să înceapă să emită limbajul respectiv. Copilul are un potențial de a învăța orice limbă. Depinde de limba care e în mediu. Dar dacă acest potențial sau dacă în mediu n-a existat limba vorbită pentru o anumită perioadă, după 5 ani și 9 luni, 6 ani, dacă un copil n-a auzit vorbă omenească până la 6 ani, după 6 ani nu-l mai poți învăța să vorbească. Se sălbăticește. Deci, nu se sălbăticește, dar e imposibil să, adică nu imposibil, cu mare greutate și efort, dar la nivel minim, adică apă, papă, etc. Deci nu un limbaj complet și complex. De ce? Pentru că există acea perioadă cu o sensibilitate anume pentru limbaj și dacă a trecut acea perioadă, a trecut autobuzul. Și mai târziu e foarte greu să mai dezvolte cu covoință extraordinară, cu exerciții multiple și niciodată la nivelul la care ar fi putut fi învățat. Ei bine, așa cum se învață limba vorbită, în Montessori, în grădința Montessori, în acest mediu special pregătit, unde există diverse materiale, copiii învață să scrie, să citească, să socotească, în mod spontan și fără efort. Pentru că așa au învățat să și vorbească.
spontan și fără efort, fără ca cineva să le țină lecții. E adevărat că există un cadru didactic care în Montessori se cheamă ghid sau călăuză, adică cineva care îi călăuzește sau le arată cum pot fi utilizate materialele respective, dar cele învățătorul, să spun, pentru copil este materialul și nu cadrul didactic. Sunt similitudini între Montessori și step by step? Nu sunt similitudini. Sunt diferențe. Step by step e un fel de... N-aș vrea să intru în contradicție cu susținătorii acestui sistem, dar e o caricatură între alternative educaționale și sistemul tradițional. Adică ceea ce se face în școala obișnuită într-o clasă, în step by step se împarte pe cercuri. Adică, să zicem, într-o zi de la 8 la 12, copiii au 4 ore, 4 discipline. Se pun cercuri, disciplinele respective, matematica într-o zonă, limba română în altă zonă, istoria sau științele, și copiii se împart pe grupuri și în prima oră 5 fac matematică, 5 română, 5 istorie, în ora a doua se rotesc. Înțeles? Dar fac același lucruri și la comandă. În Montessori copilul își alege el ce face, când și unde. Însă materialele sunt în așa fel proiectate încât nu-l lasă să greșească sau când greșește se corectează singur. Înțelegeți? Deci există o mare diferență. Plus că în sistemul Montessori nu există copii de aceeași vârstă în clasă. Există copii cu o diferență de 3 ani, adică la grădiniță. În aceeași clasă sunt copii de la 3 la 6 ani, apoi în sistemul primar de la 6 la 9 formează o clasă, copii de la 9 la 12, altă clasă. Ce se întâmplă? Inițial, când se înființează, se pornește cu 80 copii de 3 ani. În anul următor se mai aduc 80 de 3, dar ăștia de 4 sau 5. În anul următor, încă 80 copii s-au făcut 30, dar după al treilea an, 10 pleacă, 10 intră. Și așa merge sistemul, astfel încât cei nou veniți care nu au abilitățile de a se comporta într-o comunitate dezvoltată, învață de la ceilalți mai mari. Au fost deschiși părinții atunci când le-ați explicat despre această metodă alternativă? În 1995-96 era mai greu. Era mai greu pentru că trebuie să găsim părinți, dar au fost destui care au venit și și-au adus copiii la prima grupă de grădiniță. Apoi exista și o rejectare culturală, să spunem, educatoarea singură într-o grădiniță în care celelalte clase erau un sistem tradițional, era destul de dificil pentru că în Montessori nu există pauze. Fiecare copil e liber, merge când dorește la toaletă ca și acasă. Nu ne ducem la program. Da. La oră, haide cu toții. Nu există, să spunem, vase de toaletă pentru un număr mare. Pentru o clasă de 15, 20, 30 de copii există două. Ca și acasă te duci, se duce fiecare când are nevoie. Nu există pauză. Și atunci exista o dificultate. Educatoarea era privită oarecum cu suspiciune, adică ea de ce nu vine cu noi la o cafea asta? Ea nu are timpul necesar pentru că nu există pauze. Înțelegeți? Și atunci am convenit cu fundația care a finanțat primul curs pentru educatoare să ținem un curs în România cu instructori din străinătate și astfel am mai pregătit un număr de educatoare. În 2000 s-au mai înființat încă 5 clase, în total au fost 6, între timp au rămas doar 3, singurele din învățământul public în România la ora actuală. Eu am observat în ultima perioadă că există tot mai mare disponibilitate din partea cadrelor didactice de a permite o libertate copilului la școală. Noi cel puțin am fost săptămâna trecută la o conferință la Craiova, au venit 400 de dascăli din toată Oltenia și s-a vorbit despre un alt proiect, Super Teach.
Tot în genul acesta, dorința elevului de a fi mai deschis către dascăl, dar și dascălul să-și adapteze modul în care predă la necesitățile și nevoile pe care le au acum copiii noștri. Acestea sunt încercări care nu vor reuși. Și vă spun că am o experiență destul de vastă. Sunt profesor de științele educației de vreo 25 de ani. Bine, am și specializarea aceasta, însă în perioada comunistă a trebuit să lucrez ca profesor de limba engleză la o școală. Și am văzut diverse sisteme. Mi-am dat și un doctorat în științele educației în curriculum. În Statele Unite fiind, am studiat destul de mult la Cleveland, am văzut fel și fel de sisteme de învățământ, fel și fel de abordări. Există însă acesta Montessori, care mi-a atras atenția, pentru că nu se bazează pe o teorie sau alta, sau pe o idee, pe o concepție a unor diverse școli de gândire, ci se bazează pe legile naturale ale dezvoltării ființei umane. Înțelegeți, dacă toate sistemele celelalte pornesc la ideea că trebuie să pregătim copilul într-un anume fel, pentru un anumit fel de societate sau pentru piața muncii și așa mai departe. Adică în ideea că îl formez din afară. Și acum toată lumea încearcă cum să facem o programă, un curriculum, ce metode să folosim ca să-l formăm după acest model. Ei bine, Montessori e singura care spune există un model potențial în copil și un program natural de dezvoltare. Problema e cum să-i organizăm mediul în care el să crească. De exemplu, să dau o analogie. Dacă vă dau acum la dispoziție crengi, frunze, coaje de copac, etc., fructe, și vă spun, alcătuiți din toate acestea un pom, un copac. Probabil că veți încerca cu multe detalii să-l faceți cât mai autentic. Dar dacă eu vin și aduc un sâmbure și îl plantez, ce trebuie să fac ca să crească un pom? Nu să-i injectez ceva în el. Nu pot să-mi spun, astăzi îi fac frunza din dreapta, mâine îi fac creanga din stânga. Și eu mă îngrijesc de mediu. Să aibă ce-i trebuie la momentul potrivit. Și să știu care sunt legile lui de dezvoltare. Pentru că dacă pomul, planta, are legea să crească spre lumină și eu îi pun lumina dintr-o parte, ce se va întâmpla? Se va apleca în partea aceea. Se va strâmba. Nu are legea să crească strâmb. Are legea să crească spre lumină. Eu trebuie să știu cum să pice lumina. Înțelegeți? Adică să am grijă de mediu și nici de cum de plantă, că ea are legile ei de creștere și de dezvoltare în ea. Și acum, de ce nu merge sistemul Super Teach sau altele? De ce se vor apropia, dar nu vor putea? Pentru că atunci când copilul vine la grădiniță la 3 ani, deja din familie are diverse strâmbături, să spunem, pentru că dacă îi punem plantei care crește, îi punem un obstacol, când dă colțul, o piatră deasupra sau un bolovan, o ia pe ocolite. Ea are legea să crească. Obstacolul o deviază. E bine, dacă copilul întâmpină în dezvoltarea sa diverse obstacole, diverse opreliști, atunci reacțiile sunt pe ocolite și producem strâmbături, invidie, încăpățânare, rebeliune, să spunem, complexe de superioritate sau de inferioritate, minciună. Toate acestea nu sunt înnăscute. Noi zicem, așa e firea. Nu este așa firea. E influențat pentru că totdeauna a avut obstacole. De ce? Pentru că copilul vine pe lume într-un mediu făcut pentru nevoile adulților. Copilul are legea să exploreze. De exemplu, dacă ai un copil când începe să meargă, dar de fapt de la 6 luni, când o ia pe coate și genunchi, pe târâși, și vede paharul acesta,
Legea lui spune, pune mâna, trebuie să explorezi mediul, să preiei prin simțuri, prin senzații, tactil, prin văz, prin miros, prin auz, prin toate, pune mâna să înveți ce este realitatea. Altfel o să-ți explice degeaba toți ceilalți, pentru că n-ai limbajul, ca să înțelegi și încă capacitatea de înțelege. Și atunci va pune mâna. Și ce zic părinții? Nu, sar repede. De ce? Odată că varsă apa și sparge paharul. Înțelegeți? E mai important paharul pentru părinți, pentru adulți în general, decât dezvoltarea copilului. Și dacă îi spui nu, el nu va face, dar o va face când nu ești tu acolo. Și atunci învață pe ocolite să facă lucrurile, ceea ce natura lui îl îndeamnă. Explorează, altfel nu vei supraviețui. Dar credeți că aceasta este o mentalitate specifică nouă peste europenilor? Nu. E universală. E universală. Dar în țările dezvoltate care și-au schimbat cât de cât sistemul de învățământ și l-au adaptat copilului, lucrurile s-au mai schimbat. Există o altă atitudine față de copil. La noi există această atitudine, una, de a-l opri, ca să nu ne strice, pentru că nu avem încă cunoștințele necesare sau la nivel de masă, de populație, a părinților, a bunicilor. Nu avem o cultură specifică de a cunoaște ce se întâmplă cu copilul și, al doilea, avem o cultură de a face totul în locul copilor, de a-i sprijini și atunci când facem în locul lor, de fapt, noi le întârziem dezvoltarea. Când copilul vrea să facă el și eu, nu că îți dau eu, mai târziu va fi nevoit să facă el și va resimți un efort. De exemplu, la 3 ani, orice copil vine să se bage cu mâinile unde frământă mama, face mama patul, calcă, copilul este acolo. Noi nu-l lăsăm, dar mai târziu va trebui să-și facă el patul. Și vedem adolescenți, că tot vorbeați de asta, care știu să-l facă, dar nu-l fac și trăiesc într-o dezordine teribilă, pentru că resimt un efort în a-l face. Dacă atunci este lăsat la 3 ani, la 4 ani să facă el și îi se arată cum și exersează și îi repetă, la 12 ani, la 15, la 30 nu va mai resimți efortul. Îi se pare natural. Deci întârziem cumva prin acest ajutor dat copilului atunci când nu e necesar. Dumneavoastră, de ce credeți că acest sistem alternativ nu s-a extins mai mult în România? Nu s-a extins pentru că e quasi necunoscut în România. Ce am adus eu atunci? Apoi există această mentalitate că dacă învățământul nostru e grozav, pentru că iată avem atâți olimpici. Îi avem și observați că acești olimpici care câștigă pe munca lor și pe o pregătire suplimentară cu profesorii, câștigă premii internaționale, nu au ce face în această țară. Ei nu au ce face pentru că ceilalți, majoritatea, nu sunt nici bine pregătiți pentru o meserie și nici nu acceptă pe cel care a învățat și a ajuns olimpic. Uitați-vă, de exemplu, n-aș vrea să intrăm în politică, dar văd că acum e o dispută cu acest ministru al sănătății, că e bun, că e rău, că este unul care a fost olimpic și unul dintre oameni de frunte, să zic, dintre premianții acestei școli românești. Apoi s-a dus și a studiat prin Franța, prin Canada, nu știu pe unde. Observați că există o rejectare a acestor oameni. Aduceți foști olimpici români din străinătate să vină acum să intre la guvernare. Ce credeți că se va întâmpla? Vor fi rejectați. Indiferent la ce partid vor fi. Eu cred că trebuie să primeze conștiința omului. Atunci când e o decizie, din punctul meu de vedere, trebuie să fii tu împăcat cu tine. Și când vorbim despre binele general, eu cred că
trebuie să excedem interesele de buzunar, de partid, de grup, nu știm de grupule. Dacă sunt interese de astea. Nici nu vreau, de aia am spus da, că nu vreau să este. Discutăm da, asta. Arată un exemplu, dacă un i se vor găsi oricăruia orice. Deci asta este clar. Problema este că această conștiință, ca să fie clară, dreaptă, ordonată, trebuie să crească de când ești copil într-un mediu ordonat, clar, moral. Dacă nu ai avut mediul respectiv, ea va crește cu deviații. Am să vă dau un exemplu pe care l-am văzut, pentru că e foarte greu, nici măcar experții, psihologii, nu gândesc din perspectiva asta. Gândesc tot, copilul e gândit din perspectiva psihologiei adultului, care este deviat de la starea de normalitate. Noi toți. Nu discut acum, dacă vreți mă invitați altă dată, ca să văd cum de fapt suntem strâmbi, dar nu ne dăm seama de acest lucru. Deci, vă spuneam că are copilul niște legi de dezvoltare. Obstacole îl deviază. Am văzut un film pe Discovery, un documentar, o mamă vine cu copilul de 3 ani la un cabinet de psihologie, cu o masă ca aceasta, acoperită cu o față de masă, cu un obiect pe ea acoperit. Și îi se spune copilului, stai aici 5 minute, vorbesc cu nenea psihologul, dar să nu te uiți ce este sub fața de masă. Copilul e filmat, bineînțeles, se foiește puțin, apoi se uită ce e sub fața de masă, vede, stă liniștit, vine mama, ei, ai fost cu minte? Da, te-ai uitat? Răspunsul copilului, care credeți că a fost? Nu. Nu. Observați că toată lumea zice așa, nu. Și copilul a zis, nu, nu m-am uitat. Dar aveți explicații de ce avem tendința asta. Psihologul a zis așa. Deci concluzia psihologului în film era următoarea. Minciuna este un semn al inteligenței. Copilul este inteligent pentru că a rezolvat o problemă conflictuală. Dacă aș fi putut discuta cu psihologul respectiv, cine l-a învățat pe copil să mintă? Ei bine, mama și psihologul, adică adulții, pentru că i-au pus o condiție împotriva unei legi naturale. Deci să nu se uite acolo, dar el are legea, explorează. Și atunci legea lui a fost mai puternică. S-a uitat. Dar a fost și o preliște pusă de mamă, să nu te uiți. Și atunci a găsit o soluție. E adevărat, e inteligent, dar i-a stricat caracterul. Pentru că dacă se repetă lucrurile astea, se repetă destul de des în viața oricăruia dintre noi, ajungem să mințim cu nonșalanță. E exact cum aș lua acest pahar sau o ființă, un copil, și îl ridic în mâini și zic, stai aici până beau eu apa, dar să nu cazi. El cade pentru că e o lege a gravitației, o lege a naturii. Și respectă legea aia. Așa este și această lege a explorării, legea comunicării. Ați văzut copilul de 3 ani când începe să vorbească între 2 și 3, se bagă peste tot și vorbește, zici, mai lasă-mă în pace. Dar el de fapt o face ca să exerseze o capacitate nou câștigată, trebuie exersată, altfel se pierde. Sunt niște legi și niște reguli puse de natură. Dacă le descoperim și le urmăm și îi punem la dispoziție ce îi trebuie atunci, lucrurile decurg normal, nu mai există indisciplină, toate merg de la sine. Dacă punem o preliști, găsește soluția pe ocolite. Minciuna, loviturile, încăpățânarea, toate acestea sunt reacții la un mediu care oprimă, cum să spun, ceea ce vine dinăuntru, dorința de creștere. Citeam niște statistici, România nu mai este una preponderent rurală, dar spre 60% din câte am citit eu acum, dintre oameni trăiesc în mediul urban. Credeți că este pregătită România pentru această schimbare despre care vorbiți dumneavoastră? Raportându-vă, bineînțeles, la necesitățile care există, opreliștile,
lipsa finanțelor și așa mai departe. Nu este pregătită, dar se poate pregăti rapid. Adică e vorba numai de o schimbare de atitudine. Ceea ce spun eu cu acest sistem de învățământ Montessori ar veni perfect pe situația din mediul rural. Adică acolo avem clase cu copii de vârste diferite. Facem clase la simultan, se spune, da, e o învățătoare cu 2-3 copii de clasa 1, 2 de 2, 3 de 3, lucrând după programa de clasa 1 cu 2, programa de clasa 2 cu încă 3, programa, este extrem de dificil pentru cadrul respectiv și trebuie să le dai celorlalți să scrie, să facă niște exerciții până termin, 10 minute cu ăștia 2, 10 minute cu ceilalți. În Montessori îi ai din start de vârste diferite. Programa, dacă vreți, este aceea, să spunem, în clasele 1-4. Toți copiii trec prin toate disciplinele, dar în ritmul lor și la alegerea lor, astfel încât la vârsta de 10 sau de 12 ani, toți au trecut prin toate, dar fiecare individual. Și acum, ca să vă dau un exemplu, nu, Maria Montessori spunea că noi nu facem genii, dar dăm fiecăruia posibilitatea să se dezvolte la maximum potențialului său. Există, după 100 de ani, atât niște studii și deja observații peste tot în lume unde s-a aplicat Montessori, că lumea a fost surprinsă în ultimii 10-15 ani că mari creatori, fondatorii Google, Sergey Brin și Larry Page, fondatorul Amazon, Jeff Bezos, Will Wright, creatorul jocurilor video și nu mi-aduc aminte acum numele, cel care a creat Wikipedia. Da, da. Deci, toți intervievații despre succesul lor au explicat că se bazează școlii Montessori pe care au făcut-o, fie la nivel preșcolar, fie și preșcolar și elementar. Mai târziu au făcut școli și facultăți obișnuite. Și dar nu, nu s-au bazele adaptat, le-au avut acolo și lumea a început să se întrebe ce este cu această educație Montessori. Și a început să se dezvolte foarte mult în diverse regiuni. Există la ora actuală, la ultimele studii, 193 de țări în care se aplică Montessori. Din 2010 există o mare mișcare în Statele Unite de a introduce în învățământul public, că peste tot s-a dezvoltat în învățământul privat. În învățământul public e mai dificil, pentru că ca să pregătești cadrele didactice, n-ar fi greu, dar trebuie să accepte acelea care sunt la clasă. În învățământul privat te duci, studiezi și îți deschizi clasă și aplici. În învățământul public trebuie să accepte ăla care este acolo, că nu poți să-l dai afară să vină altul pregătit. Înțelegeți? Da. De aici este dificultatea. Dar e și o dificultate a dascălor care trebuie să-și însușească o altfel de abordare. Dacă este mai degrabă o dificultate mentală. Nu e greu de... Dar nu ne putem stăpâni să nu intervenim, să nu ajutăm copilul, să-l lăsăm liber. Avem mereu tendința pe care am învățat-o, să spun, de când eram mici. Tot așa se făcea și cu noi. Și de aceea este greu. Deci în această pregătire a cadrului didactic Montessori, fie de 3-6 ani, fie pentru nivele superioare, este o parte de metodică, adică de prezentarea materialelor care alcătuiesc clasa, mediul, o parte de teorie, ceea ce v-am spus eu despre aceste legi ale dezvoltării, ca să observi copilul, să-l vezi ce anume îi trebuie la momentul acesta, pentru că el nu poate spune. Inconștient, natural direcționează într-o parte. Și atunci tu, având această pregătire, observi. Acum e momentul să-i predau literele. Acum este momentul, eu știu, să-i introduc numerele. Acum este momentul, deci
asta o observă și e altă pregătire, dar mai e și altă pregătire care e spirituală. Adică de să treci de la mândria, eu sunt cel care l-am format, eu sunt cel care i-am pus creionul în mână, eu sunt cel care l-am învățat carte, la smerenia sau umilitatea aceasta că tu ești de fapt un slujbaș al creației. Că de fapt legile creației acționează în fiecare copil. Și trebuie să te retragi și să-l urmărești și doar să-i dai ce-i trebuie la momentul oportun. Această pregătire spirituală e cea mai dificilă. Păi vedem ce se întâmplă în jurul nostru și ne dăm singur răspuns. Să treci de la mândrie la smerenie. Să știți că ar fi o soluție pentru multe dintre probleme care se confruntă societatea românescă. Pentru că trebuie să și le însușească și cei care coordonează la un moment dat la nivel macro și nu prea se întâmplă lucrul ăsta, pentru că e ușor observabil. Dar legat de ceea ce spuneați dumneavoastră, mă refer strict la copiii pe care i-ați crescut în Severin. Cum arată ei acum ca și adulți? Ei arată normal. Deci cei mai mari au în jur de 28-30 de ani acum. Mulți sunt prin străinătate. Am copil care este manager în corporația Christian Dior, de exemplu. Unii sunt medici. Deci nu e vorba acum de ce pregătiri. Nu i-am urmărit pe toți. Sunt vreo 300 care au trecut. Pe urmă, de la clasa 1 au intrat în sistemul normal, că nu avem mai departe clase. Dar ceea ce am constatat e că acești copii sunt niște oameni echilibrați. Sunt înclinați spre cu atitudini sociale de a ajuta pe alții. N-am avut cazuri de bullying, de violență și așa mai departe cu acești copii. Am avut copii care în ritmul lor, la 6 ani, unii scriau și țineau din proprie inițiativă jurnal. În fiecare zi avea un caiet pe care scria 2-3 propoziții. Azi am fost la târcul bunica, am văzut cu tare și cu tare. Am avut copii, că mamele s-au uimit, adică mergând cu ei pe stradă, zice, i-am și mie cu tare, vedea în vitrină. Păi e scumpă, păi e numai 6200, nu știu cât. Păi unde știi tu, copil de 4 ani? Păi știu. Și dacă îi întreb cine te-a învățat să scrii, se și miră. Cine? Eu. Deci am învățat absorbind din mediu, așa cum nu poți să-l întrebi pe cine te-a învățat să vorbești. Noi zicem așa, cum să spun, puțin inversat, că mama, tata. Nu, noi am învățat din mediu și dacă ei au vorbit sucit sau cu dialect sau cu perfectul simplu, cu perfectul simplu vom vorbi toată viața. Dacă ne lua cineva în familie în Moldova, în primii ani de viață până la 6 ani. Și pe urmă veneam în Oltenia, aveam și acum dialectul de pe acolo. Deci ce se formează atunci când nu mai știm. Dar perioada aceea de la 0 la 6 ani este perioada în care se trage urzeala minții. La această stofă, vedem stofa, nu vedem urzeala, firele acelea paralele. Dar calitatea stofei ține de calitatea urzelii. Dacă acolo sunt încâlceli, rupturi, etc., ochi scăpați, nici țesătura, adică conștiința de mai târziu nu e clară. Nu înțelegeți? Deci urzeala este cea care se trage în primii ani de viață. Și e subconștientul. Noi nici măcar cu subconștient nu ne naștem. Și avem potențialul dat prin inconștient. În primii 3 ani se trage această urzeală. Când am învățat să vorbim, să mâncăm, să mergem, dar nu ne amintim. De ce? Pentru că toate au rămas în urzeală, nu o vedem. Dar urzeala dirigează restul mai departe. Dumneavoastră ați încercat să purtați niște discuții la vremea respectivă, chiar și acum cu cei care coordonează acum activitatea prin ministere, să le expuneți
avantajele acestui sistem alternativ? Am încercat atunci. Bine, am avut dificultăți la început, că până când am reușit să formăm prima clasă, apoi celelalte, era ministrul Marga al învățământului. Atunci a trebuit să ajungem la el, pentru că nu se accepta în sistem de către inspectorat o clasă. Am ajuns la Marga. E greu să-i spui, vedeți, noi am stat aici de vorbă 40 de minute, exact. Și doar sunt câteva idei, pe când e o lume întreagă acest Montessori. Niciun ministru nu stă să te asculte sau un decident și e deja cu ideea lui formată. Înțelegeți, este foarte dificil, că nu poți să stai. Există actualmente, pentru că e o lume, Montessori în toată lumea, o rețea, să spunem, de școli, de cadre care au, să spunem, revistele respective, se dezvoltă foarte mult în lume, cercetări care se fac în acest domeniu. Acestea trebuie făcute cunoscute și în România. Eu, după primele clase de le-am înființat, m-am oprit și a trebuit să fac cunoscută metoda. Am tradus și am publicat 3 cărți ale Mariei Montessori în limba română, că nu erau cunoscute. Am adus aceste cărți. Actualmente, în lumea asta Montessori, s-a creat un film, un francez regizor, având fetița lui la o școală Montessori, și a pus aparatele de filmat în clasa respectivă timp de 2 ani de zile. Și a făcut un film, Copilul e maestru, a fost tradus la Enfant Lemaître în franceză, un film de 1 oră 45 de minute în care oricine poate să vadă cum se desfășoară activitatea în clasa respectivă, ce înseamnă Montessori. Nu multe explicații, ci privit din lăuntru. Când am sărbătorit la turnul Severin 25 de ani de la înființarea primei grupe Montessori, de la lansarea proiectului Montessori în România, am prezentat acest film. Pe 7 mai vom face împreună cu o grădiniță, cu doamna directoare, fiind o conferință a cadrelor didactice, înțeleg, aici la Craiova, voi veni cu aceste prezentări și aici. Pentru că, dacă vreți, a fost o încercare de a aduce și în Craiova, în 2000, prima grupă de grădință, prima educatoare care s-a instruit în Statele Unite și a înființat-o în 96, nefiind titulară la grădința respectivă din turnul Severin, prin diverse interese, a fost trimisă undeva la țară. Și atunci fata mea zis, domn profesor, eu nu mai pot să duc proiectul acesta mai departe. Haideți să încercăm o particulară la Craiova. Și am venit aici, am închiriat o casă undeva în spatele facultății de medicină și am început, nu eram aici pe televiziunile locale să putem informa populația. De-abia am avut 12 copii în prima clasă, în 2000-2001, cu masă, cu program de după amiază, că așa au venit copiii, cu 12, la prețul costul de 50 de euro. Deci și masa, și cazare, și școlarizare, 50 de euro. În condițiile în care plăteam și chiria la casă, și utilitățile, și educatoarea, și soțul ei, care era administratorul. Am să zic. Și după un an, în al doilea semestru, a venit inspectoratul școlar de aici, inspectoarea de atunci, a mai pus niște obstacole, că nu este nu știu cum, a venit direcția sanitară, niște amenzi că nu aveți atâtea cabine de WC-ul, nu știu ce, noi aveam 2 pentru 12 copii. N-au putut să priceapă că aici copiii nu merg cu toții la grămadă, în turmă, la toaletă. S-a dat o amendă și, pe urmă, în 2001, educatoarea, domn profesor,
Nu are rost. Am plecat și este la Frankfurt pe Main în Germania. Încă de atunci a ajuns și inspectoare pe landul respectiv. Deci e un premiant, un olimpic, să vă spun așa, pentru că ea a fost șefa de promoție la liceul pedagogic din Turnul Severin. De aceea am ales-o de a mers la studii în Statele Unite. A încercat timp de 5 ani de zile și a trebuit să plece. Din nefericire. Din nefericire sau din fericire pentru ea. Pentru ea, da. Era și prea devreme atunci. Acum, deci v-am spus, după 2010 au început, s-au dezvoltat destul de mult în București, în Iași, în Cluj, în Timișoara. Sunt, dar toate sunt în sistem privat. Și la sume destul de consistente față de 50 de dolari. Noi sunt peste 3-400 de euro pe lună costurile la aceste grădinițe. Și de aceea eu doresc cât mai pot să duc acest proiect mai departe pentru a dezvolta în învățământul public Montessori. Pentru că la început, în 1907, Maria Montessori a început într-un cartier sărac al Romei cu copii de muncitori care erau lăsați brambura și pe acei copii a descoperit ea legile naturale ale dezvoltării. Vorbeați însă despre agresivitate, despre fenomenul de bullying. Este mult analizat în perioada aceasta. Există și o lege anti-bullying. Raportându-vă strict la Montessori și la ceea ce se întâmplă acum, aveți explicația agresivității pe care da. Întâlnim? Explicația este destul de simplă, pentru că există opreliști în calea dezvoltării copilului. Și atunci acestea sunt reacții la aceste obstacole. Chestia asta cu legea, n-aș vrea să jignesc pe nimeni, dar la nivel național să gândește așa, e ca și cum ei spune unui, ai da o lege ca oamenii să nu mai fie bolnavi. Înțelegeți? Exemplu, dacă vezi un om cu o paralizie, a cărui mână flutură așa, pe stradă, poți să-i spui, nu mai da din mână. El ar vrea săracul, dar nu poate. Deci este o cauză internă. E bine, copiii aceștia care sunt agresivi, bully, cum li se spune, de fapt, ei sunt niște victime, sunt niște, între ghilimele, bolnavi. Nu poți trata boala cu legea, să-i dai ordin să nu mai fie așa, să interziți, ci trebuie să vezi cauza și să-l aduci la normal, la acea sănătate internă. Și aceste, deci, să revin la o, când m-ați întrebat odată de ce e diferit. Ei bine, în Montessori, primul stadiu când vine copilul la școală este așa numită normalizare. Copilul și fiecare dintre noi are o energie de creștere care se desface în mai multe, o energie fizică, alta psihică, alta emoțională și toate acestea, alta de voință. Toate acestea, ca să se dezvolte normal și echilibrat, trebuie să se împletească ca o frânghie. Dacă sunt obstacole, o iau una într-o parte. Gândiți-vă la o apă care vine vigilioasă pe albia unui râu și se pun stavile. Ce se face? Se oprește? O ia pe ocolite, produce inundații, produce stricăciuni pe delături. Care este soluția? Să dai o lege să oprești de tot apa? O să poți. Ea merge mai departe. Este soluția să-i mai pui niște obstacole și pe acolo o va lua pe altă parte, va găsi, va sparge în altă parte. Înțeleg? Soluția este să-i dai libertate. Să iei toate obstacole și atunci toate aceste ape și energii se restrâng la albia originară. Ei bine, toate aceste energii disparate ale creșterii și ale dezvoltării vin și se reîmbină, se reîmpletesc ca într-o frânghie și atunci copilul devine liniștit și stăpân pe sine
disciplina este internă, se coordonează, este stăpân și pe minte și pe mâini, însă și pe corp. Deci mișcările nu mai sunt haotice, mintea nu mai vagabondează. Toate acestea au o tehnică specială în Montessori și orice cadru care se instruiește știe că lucrurile acestea sau concentrarea sau împletirea aceasta a energiilor și aducerea lor la matcă se face prin concentrare. Adică neobosit, cadrul didactic caută tot mereu ce activitate îi se potrivește copilului acestui acum. Și dacă copilul observă că vrea să toarne apă de aici, din paharul ăsta, în ăsta la altul, sau dintr-o cană în pahar, sau... pentru că e o lege să-și dezvolte niște coordonări între ochi și mână și nu poate face dacă îi dai tu comandă și îi explici, ci numai exersând. Atunci îi va prezenta un exercițiu de acesta și îl lasă acolo. Când copilul se concentrează pe o activitate, educatorul știe sub niciun chip să nu-l întrerupi. Că nu e important ce face acolo, poate o mai și varsă. Important este că energiile vin la un loc și se dezvoltă capacitatea de concentrare. Se aduc toate la un punct comun și dacă se repetă asta, copilul începe să se concentreze într-o activitate sau alta și dispar toate aceste apucături negative. Domnul profesor, mulțumesc frumos pentru prezența în cadrul emisiunii. Sunt sigur că ne revedem în viitorul apropiat la TVR Craiova. Venim și în mai alături de dumneavoastră pentru a mediatiza acțiunea dumneavoastră. Succes în tot ceea ce face. Să sperăm că găsim toate pârghile necesare astfel încât să reechilibrăm anumite lucruri care... Mulțumesc și eu. Mulțumim frumos. Doamnelor, domnilor, în partea a doua emisiune alături de mine se va afla comisarul șef Florin Nicolăiță din partea Agenției Naționale Antidrog. Am denumit eu tema capcane pentru adolescenți. Este, dacă vreți, ca o continuare a acestei discuții pe care o avem în noi. Vom vedea împreună ce putem face pentru... nu știu, alea distrage atenția acestor tineri vulnerabili de la diverse activități și acțiuni care le sunt, pot avea implicații negative. Vedem un reportaj până atunci din cadrul campaniei pe care noi o tot difuzăm aici la TVR Craiova, fii și tu voluntar, și revenim aici în studio. La ce ne ajută pe noi cititul? Ia spune-mi tu. Cititul ne ajută ca să ne îmbogățim vocabularul și ca să ne îmbogățim imaginația. Imaginația, deci ne ajută să ne formăm o imaginație mult mai bogată și vocabularul, da? Cărțile copilăriei au pornit în călătorie. Proiectul Donează o carte s-a desfășurat la Colegiul Național Frații Buzești din Craiova, iar elevii au primit cu entuziasm acțiunea de voluntariat și au donat deja sute de cărți. Mădălina este olimpică și a donat numai puțin de 18 titluri bibliotecii școlii. Personal mă simt la biblioteca școlii noastre ca acasă și nu pot decât să mă bucur când văd că astfel de activități deosebite se desfășoară la noi și care promovează cultura și literatura și cu siguranță este un plus pentru fondul bibliotecii școlii noastre pentru că evoluează constant cerințele și ale cititorilor, dar și ale profesorilor în materie de cărți. Câte cărți ai donat tu? Am donat 18 cărți și chiar este un sentiment unic pentru că am venit aici și am văzut copilașii cum răsfăiau chiar din cărțile pe care le-am donat eu și a fost un sentiment foarte plăcut să văd că ce am donat eu a putut să aducă bucurie copiilor. Voluntariatul ar trebui să fie o valoare de bază a societății actuale și ne schimbă pe toți în bine. Ar trebui cu toții să încercăm măcar o dată să facem voluntariat. Este unic. Elevii de liceu, dar și din clasele primare de la Colegiul Național Frații Buzești, au donat cărți bibliotecii școlii sub deviza Cartea e o aventură pe care o trăiești cu prietenii. Proiectul a fost inițiat în scopul apropierii de cartea unei generații digitalizate. Ce înseamnă cărțile pentru tine?
o lume nouă în care intru, pur și simplu deschid pagina și văd o lume nouă, persoane noi, creaturi noi, locuri noi, de toate. Văd că ai o carticică acolo în mână. Ce carte este? Nicolas în recreație. Ție-ți place să citești? Foarte mult. Sunt interesat de cărți de parcă ar fi niște jucării. Câte cărți citești tu așa într-un an? Ai de... 40. Tu ai donat vreo carte în această activitate desfășurată aici la liceu? Da, chiar două. Poveștii pentru suflet se numește o carte, iar cealaltă poveste de Crăciun. Am donat aceste cărți deoarece am simțit ar trebui ca și ceilalți copii să le citească la fel, să simtă acea bucurie care am simțit-o și eu atunci când l-am citit. Ce carte ai acolo în mână? Copacul dorințelor. Și ai citit-o sau urmează să o citesc? Urmează să o citesc cât mai curând. Am donat și eu câteva cărți pe care le-am citit și care mie acum sunt foarte dragi, dar m-am gândit că o să le fie dragi și generațiilor care vin după mine. Ce ai simțit tu când ai donat cărți? Ce simți când împărtășești, când dăruiești? Simți în același timp și bucurie și tristețe. Tristețe pentru că iubești acea carte și bucurie pentru că știi că altcineva se va bucura de ea. Eu cred că toți copiii ar trebui să citească și cred că foarte mulți copii, mai ales în zilele noastre, citesc pentru că editurile aduc din ce în ce mai multe cărți noi și cărți care le plac copiilor în general. Ce ar trebui făcut ca să câștige cartea, lupta asta cu tableta, cu telefonul? Fiecare ar trebui să citească ce îi place, pentru că copiii stau foarte mult pe telefon sau calculator pentru că le plac jocurile pe care le joacă sau ce fac ei. De aceea este foarte important să se axeze pe subiect, o carte pe subiectul pe care le place. Am donat mai multe cărți, toți din cei din clasa mea au donat. Și nu știu, mă bucur pentru că toți copiii care urmează să citească cărțile pe care noi le-am donat. Voluntariatul este foarte important și am observat că în zilele noastre din ce în ce mai multe persoane sunt în programe de voluntariat și cred că este unul din cele mai importante lucruri pe care ar trebui să le facem noi ca adolescenți și copii și bătrânii și toți cei care se implică. Crescutul în evoluția unei persoane este foarte important și mai ales pentru viața adolescenților, pentru că ne ajută să evoluăm și să creștem cumva și ne transpune în alte lumi și ne dezvoltă imaginația și îmi place foarte mult să citesc. Numai că acum în clasa 8-a n-am prea mai avut atât de mult timp, dar am început să reiau activitatea. Ai donat vreo carte zilele acestea? Da, am donat cărți zilele acestea. Sunt niște cărți care ne-au trebuit nouă acum și nu le-am avut și am încercat să facem o faptă bună și fi Marele Gatsby, Domnișoara Cristina, Împăratul Muștelor. Timp de 10 zile, elevii buzeșteni au ocazia să împărtășească prietenilor lor pasiunea de a citi. Este vorba despre un proiect educațional pe care Catedra de Limba și Literatura Română, reprezentată de doamna profesor Irina Căpățână, împreună cu doamna bibliotecar Aurelia Turcitu, Ștefănică, vor organiza astfel de întâlniri în care copiii vor gusta plăcerea de a petrece câteva minute sau câteva ore în biblioteca școlii, vor citi din bibliografia actuală și vor reuși să împărtășească prietenilor lor pasiunea pentru lectură. Copiii pe care îi vedem în spate și pe care ni-au încredințat spre educație părinții sunt cei pe care îi numim de cel mai multe ori cu admirație, dar câteodată și cu reproș, generația digitală. Și generația asta digitală ne-a pus pe noi de curând în niște situații foarte plăcute, în sensul că le-am descoperit un secret. Generația digitală a venit în bibliotecă să ceară cărți. Și au venit entuziasmați și au plecat câteodată entuziasmați cu cărțile în mână. Nu știu dacă ați văzut un nativ digital sopăind de fericire că a luat o carte din bibliotecă, dar au existat și situații în care au plecat așa cu un ochi trist pentru că n-au mai găsit toate cărțile de care aveau ei nevoie. Și atunci ne-am gândit că mai mari sau mai mici să-i scoatem din lumea lor virtuală, unde au prietenii nenumărate, și să-i aducem în lumea reală, în care prieteniile să se concretizeze. Și s-a concretizat în acest proiect de voluntariat, de donare a unei cărți pe care au citit-o sau pe care s-au gândit să o cumpere pentru prietenii lor din colegiu. Și după cum îi vedeți, sunt într-un număr mare și este de-abia a treia zi,
până la sfârșitul proiectului, cu siguranță că o să treacă placul bibliotecii din ce în ce mai mulți. Și avem și copii de la învățământul primar și copii de la gimnaziu, care vor veni probabil după amiază, și copii de la învățământ liceal, copii care continuă studiile în clasa nouă în liceul nostru, dar și cei care au venit pentru prima dată în liceu și care se integrează într-o comunitate, într-o colectivitate în care relațiile acestea sunt puse pe primul plan, pentru că până la urmă performanța, efortul individual și performanța individuală trec printr-un efort colectiv și prin susținerea tuturor. Proiectul Cartea este o aventură pe care o trăiești împreună cu prietenii tăi. A fost gândit cu intenția de a stimula interesul elevilor pentru lectură, cât și pentru disponibilitatea elevilor de a participa la aceste activități de voluntariat, dar în același timp și pentru completarea fondului de carte existent. Când spun completarea fondului de carte existent, mă refer la cărți nou apărute pe piața cărții. Acest proiect ni s-a părut un proiect util, care a fost primit cu o foarte mare bucurie de către elevii școlii noastre, ei chiar contribuind și aducând un număr foarte mare de cărți nou apărute pe piață. De cine a fost inițiat proiectul? Proiectul a fost inițiat din dorința de a satisface nevoia copiilor de nou, de carte nouă. Zi de zi mă confruntam cu elevi care veneau și solicitau cărți nou apărute. Spunându-le odată că nu am Bunicuța Hoțomană, că nu am Matilda, că nu am Pipișosețica, copiii plecau foarte dezamăgiți de aici, de la bibliotecă, și de aici a plecat și inițiativa de a dona o carte, de a împărți unii cu alții bucuria lecturii. Elevii au fost încurajați să doneze o carte nouă sau citită și își propun ca exemplul lor să fie urmat și de viitorii cititori. Sunt voluntar, implică-te și tu! Așa cum vă spuneam, alături de mine comisarul șef Florin Nicolăiță din partea Agenției Naționale Antidrog. Bună seara, mulțumesc pentru prezență! Mă bucur să vă revăd! Bun găsit și dumneavoastră! Ne vedem periodic aici la TVR Craiova. În prima parte a emisiunii am vorbit despre sistemul de învățământ din România, cu bunele și relele lui. Invitatul a vorbit despre o alternativă la sistemul rigid prin care am trecut și noi, însă unul care produce efecte pozitive din punctul meu de vedere. Agenția Națională Antidrog este și ea implicată în învățământul românesc printr-o mulțime de activități prin care încercați să direcționați atenția tinerilor către lucruri constructive. Știu că aveți periodic astfel de activități și acțiuni în școală. Da. În contextul acelei sau acelorași forme de abordări, analizăm comprehensiv tot ce înseamnă dialogul cu grupurile compactate de elevi. Desigur, agenția a gândit că este oportun să intervină în sistemul de învățământ încă de la vârstele mici, prin relația cu cadrele didactice, prin formările pe care specialiștii centrului nostru, ai agenției în general, le-au desfășurat. Încercăm să facem ca tânăra generație să cunoască cât se poate de bine tendințele din societate, să învețe ce înseamnă presiunea grupului, să învețe ce înseamnă limitele curiozității, să învețe ce înseamnă, la un moment dat, luarea unor decizii sănătoase și responsabile, care să vină în interesul lor, dar ținând cont foarte mult de ce este în jurul lor. Adică nu poți să faci abstracție de ce este în jur, de ce se întâmplă. În același timp, fiecare trebuie să-și găsească, să-și urmărească interesul, dar el să fie integrat în acest concept al normelor de conduită socială. Este extrem de important. Acest concept de normă, normă de conduită, pleacă cel mai adesea de la vârstele mici. Cu cât îi învățăm pe copii să respecte regulile școlare, evident, acasă, acolo unde se conturează, se formează personalitatea acestora, cu atât mai ușor le va fi mai târziu să înțeleagă, să respecte normele de conviețuire din societate, într-o abordare sistemică.
Desigur, avem și alte forme de abordare pe sistemul de învățământ gimnazial-liceal, pentru că automat pe grupe de vârstă te adresezi diferit, cu intervenții diferite. Atunci când ne gândim deja la cohorta cuprinsă între 15, 18, 19 ani, deja elevi de liceu, abordarea este diferită. Mergi pe discuții care urmăresc o informare integrată cu privire la subiect, o cunoaștere cât mai corectă a reperelor legislative, o cunoaștere cât mai corectă a modului cum trebuie luate deciziile în situații de criză, în situații critice. Pentru că, da, de multe ori există această tendință și am remarcat și în sistemul de învățământ și am remarcat și în mediul familial aceeași problemă. Am un copil problemă, dar mă fac de râs dacă spun că are probleme. Are probleme că a devenit consumator de droguri. Școala ascunde că, uite, este o pată neagră și imaginea școlii este afectată. Familia, da, deja, păi, cum să spun eu la vecin, la neamuri, că al meu copil sau a mea fiică este așa. Este cel mai grav lucru care se poate întâmpla. Ascunde o realitate, acceptând sau considerând iluzoriu, dacă vreți, și da, chiar fără rezultat, că lucrurile se vor îndrepta de la sine. Nici de cum. Astfel de persoane, astăzi, așa cum expune și practica judiciară și practica în domeniul asistenței acordate consumatorilor de droguri și celelalte, să spunem, ceilalți indicatori care vizează, ca să dau un exemplu, urgențele medicale, ne arată că astfel de persoane sunt vulnerabile. Juridic, personal, medical și în context social. Deci nu ascundem o realitate. Mai mult decât atât, îi învățăm greșit să accepte că lucrurile se pot rezolva tacit și că fiecare dintre cei în cauză, cei cu astfel de problemă, pot să-și rezolve singur problemele. Nu, niciun caz. Sunt rare cazurile când astfel de intervenții se rezolvă de la sine, persoana în cauză conștientizând că, într-adevăr, relația cu drogul sau ce s-a întâmplat în relația cu drogul e o problemă majoră și trebuie să schimbe comportamentul. Dar este foarte greu, puține cazuri. Vă este foarte greu să adunați la aceeași masă persoana care suferă, în speță tânărul, familia, dascălul și așa mai departe? Da, uneori poate, da, nu e un termen foarte corect, dar situația noastră este ușor ingrată. Explicația este dată de faptul că îți dorești foarte tare să implementezi niște măsuri din legislația specifică, din standardele de calitate aplicabile domeniului, dar te lovești de o problemă. În primul rând, și vă dau un exemplu de dată recentă, ieri mi s-a adresat un domn, un tată, într-o reală problemă, al cărui fiu în vârstă de 24 de ani este consumator de substanțe interzise. Dar deja este un consumator cu o evidentă stare de dependență, violent, fură din casă, fără ocupație, fără, să spunem, niște norme de viață, la vârsta de 24 de ani, care să-l contureze pe ăsta ca o resursă, ca un profit pentru societate, pentru el, pentru familie și pentru societate. Și atunci omul disperat vine și spune: vă rog frumos, ajutați-mă, sunt disperat, sunteți ultima mea speranță. Ingratitudinea vine din faptul că îți dorești foarte mult să faci ceva, să-l ajuți. Dar pentru a ajuta, automat trebuie să lucrezi cu subiectul. Ca în orice act medical, ai o problemă, mergi la cardiolog. Nu-ți vine cardiologul acasă, nu-ți vine ortopedul acasă, nu. Te duci la cabinet și gastroenterologul, te duci și soliciți servicii de specialitate. Așa se întâmplă și aici. Serviciile se acordă la centru, plecând de la un aspect esențial în rezolvarea unei astfel de cauze. Conștientizarea problemei de către cel care are calitatea de beneficiar al serviciului de asistență. Dacă el vine ca urmare a presiunii exercitate de efectul legii, este întrimit printr-o ordonanță DICOT sau printr-o încheiere a unei instanțe,
el se vede obligat, că legea îl obligă să facă asta. Dar îți dai seama automat din dialogul cu el și din, mă rog, acele instrumente de lucru cu care poți identifica cât de determinat și cât de mult dorește să-și rezolve problema și realizezi că el de fapt nu vrea să-și rezolve această problemă și este mânat de o, da, de o situație, ia târnă ceva pe umeri. Sau tai că s-o ia de mână și la duce. Îți tai drepturi, îți fac, îți așa și e nevoie să vină și zice, uite tati, eu mă duc, fac. Dar îl vezi că nu e motivat, îl vezi că nu e dornic de schimbare. Realizez că și discutând cu părintele observ că nu schimbă grupul de prieteni, tot la fel. Cred că asta e cea mai mare problemă. Tendință de a nu se duce la școală, își ascunde prietenii mai mult, nu justifică banii pe care îi cheltuie și multe, multe aspecte care identifică și arată cu certitudine că acea persoană nu are o motivație personală în a-și rezolva cauza respectivă. Deci, de aici trebuie plecat. Și de fiecare dată, în astfel de situații, te vezi nevoit să spui pas, pentru că, iată, un om vine disperat și nu ai cum să-l ajuți. Eu, echipa mea, noi și nimeni nu are niciun drept prin lege să meargă la familia respectivă acasă, dacă nu ce să facă? Vă solicitați. Da, ok, venim la dumneavoastră acasă, vin colegii de la 112 dacă solicitați o intervenție în acest sens. Dar nu pot să intru eu în casa dumneavoastră, mai ales că aveți un fiu adult, să fac ce? Dacă el nu este în măsură să înțeleagă că are o problemă, repet, violent, consumator de droguri, dependent, desigur, în, fără ocupație, fără nimic. Adică, dacă nu conștientizezi că la o anumită vârstă trebuie să faci altceva, trebuie să faci altceva, să te integrezi în societate. Dar te poți ajuta tu pe sine sau este nevoie de un program de lucru cu niște specialiști ca să te dirigeze? În mod cert este nevoie de un program. Clar este nevoie de un program. Însă, în tipologia consumatorului de droguri, în profilul lui comportamental, în conduita lui de viață, sunt alternate anumite stări. În starea aia de bine, atunci când a consumat și este pe val, el înțelege că toată lumea este la picioarele sale. El este mai presus de orice, el nu are nevoie de ajutor, noi cei din jur suntem niște, da, slujitor. Persoane, așa, care sunt undeva la picioarele sale. E, când mai trece efectul, începe perioada aia de culpabilizare. Dar ce am făcut? Dar de ce am ajuns în situația asta? Dar cum fac să... Aici trebuie foarte tare plusat. Aici trebuie foarte tare găsită resursa prin care intervenția integrată să fie una foarte activă. Nu oprinzi de fiecare dată, că nu l-ai sub control. Nu l-ai... 24 de ore. 24, da. Internarea este, după caz, acolo când se ajunge, este voluntară, non-voluntară, non-voluntară atunci când sunt comise fapte cu tendința antisocială. Dar o persoană care are astfel de probleme, drogodependente, o adicție severă, să spunem, are nevoie de o intervenție integrată pe domeniul medical, psihologic și social, dar cel mai adesea într-un centru de specialitate. Se poate face și în ambulatoriu, dar trebuie găsite acele resurse de scoatere din zona de risc. Cel mai adesea grupul de prieteni. Ce programe veți derula anul acesta? Știu că în fiecare an agenția promovează anumite campanii în societate care să, nu știu, să atrag atenția tinerilor către, așa cum spuneam, alte programe educative decât consumul de droguri stupefiante și alte substanțe halucinogene. Programe sunt multiple. Ele se desfășoară de mulți ani de zile. Noi, constituiți din 2005, la nivelul județului Dolj, am implementat la nivel național o serie întreagă de programe, așa cum spuneam, pe diverse arii de intervenție. Mai mult decât atât, de foarte mult timp, acum este deja la cea de-a 17-a ediție, avem în sistemul de învățământ mesajul meu antidrog.
Este un program care ne face cinste și de ce ne face Doljului în special, Oltenii în general, dar Doljului în special ne face cinste, pentru că prin activitățile de creație ale acestor copii din sistemul de învățământ preuniversitar, ei atrag atenția asupra pericolului generat de droguri. Adică e un fel de mesaj de la egal la egal, de educație între egali. Rezultatele acelor expuneri, fie că sunt sub forma unui eseu literal, grafică, pictură, spot publicitar, film de scurtmetraj, care sunt evaluate corespunzător la faza județeană, merg la faza națională și ne face cinste faptul că la faza națională, adică sunt lucrări din 41 de județe, sunt câte 3 lucrări pe fiecare secțiune, 5-6 secțiuni, și de fiecare dată județul nostru a fost fruntaș la fazele naționale. Deci de fiecare dată elevii doljeni au arătat că au potențial în a formula și în a transmite mesaje antidrog, mesaje de viață sănătoasă. Este un lucru care, cum să vă spun, arată că ai noștri copii sunt suficient de bine informați, au suficiente resurse să formuleze niște răspunsuri care să vină ca un ca o piedică împotriva, să spunem, extinderii unui comportament nesănătos, măcar din perspectiva modului cum sunt preluate informațiile în grupurile de egali, mai ales la vârstele, să spunem, mai vulnerabile, mai predispozante, la 15, 18, 19, 20 de ani. Deci sunt programe care sunt continuate an de an, care vizează, dar nu numai sistemul de învățământ, sunt programe care vizează mediul familial, sunt probleme care vizează intervenția în spațiu comunitar, în spațiu public, prin acțiuni prin care dorim să atragem atenția la nivelul comunității că această problemă a fenomenului drogurilor nu este o problemă a mea sau a dumneavoastră. Este o problemă socială, e o problemă de context, este o problemă care poate să genereze, să spunem, o conduită nesănătoasă, abatere la normele sociale și consecințe pentru întreaga comunitate. Și cazuistica și multele cazuri exemplificate prin știrile din spațiu media arată din plin ce se poate întâmpla pe fondul consumului de droguri. Numai pe fondul consumului de droguri. Acești copii care sunt implicați în această campanie Mesajul meu antidrog, cum se raportează la cei care au o problemă? E tendința asta de a-l stigmatiza pe cel care are o suferință? Da, este foarte bine pusă întrebarea și cred că aici putem să stăruim un pic. Societatea, din păcate, această societate în ansamblu, această categorie de persoane vulnerabile, consumatorii de droguri, o stigmatizează cumva. O scoate cumva în zona infracționalității, în zona persoanelor problemă de care trebuie să ne ferim. Nu. Și din fericire, iată, egalii, da, cei de vârste asemănătoare, încearcă să înțeleagă, chiar îi acceptă așa cum sunt, da, încercând unii dintre ei chiar să intervină și să-i ajute. Adică la o persoană problemă, care are o problemă reală, cu evidente consecințe psihofizice, evidente, adică persoană care se marginalizează, care culpabilizează problema, o persoană poate care, iată, este în conflict cu familia, în tendință de abandon școlar, poate și cercetat pe un dosar penal, într-o cauză penală, este o persoană pe care întreaga problemă atârnă greu. Al mai și stigmatiza, al mai și arăta cu degetul, deja e o presiune prea mare. Rolul societății este să-l ajute, să-l sprijine, să încerce să-l regea societății. Cred că este un mecanism pe care trebuie să-l înțelegem cu toții, la nivel social, că, din păcate, în societatea în care trăim, avem și astfel de persoane, așa cum sunt și consumatorii de alcool, așa cum, iată, sunt și mulți, cei mulți consumatori de tutun. Deci, intră cam în aceeași categorie. Prin asociere cu fenomenul infracțional, generat, să spunem, de
consecințele conexe ale faptelor lor, generat de faptul că întregul fenomen al drogurilor se află sub interdicție în România, face ca o astfel de persoană, da, sau unei astfel de persoane să-i fie atribuite niște, să spunem, niște probleme în plus. Ceea ce nu este corect. Plecând, și trebuie să plecăm de la o realitate. Un consumator de droguri este un om bolnav, realmente, cu o patologie complexă, diversificată, mai mare sau mai mică în funcție de profilul său și de structura pe care o are. Adică poate să dezvolte mai multe afecțiuni neuropsihiatrice sau probleme interne, un ficat, probleme cardiace, că se întâmplă astfel de lucruri pe drogurile astea psihoactive, așa, o toxicologie ridicată pe noile substanțe psihoactive, pe etnobotanicele astea. Deci contextul patologic poate fi nuanțat, dar în mod cert sunt persoane care au nevoie de ajutor și care trebuie sprijinite. Nu vreau să intrăm foarte mult în intimitatea unor discuții, dar noi avem în Craiova astfel de cazuri? Vă confruntați cu astfel de situații reale, da? Da, din păcate da. Numai dacă plecăm de la două aspecte, de la două linii. Una, cea care vizează aspectul de infracționalitate la regimul drogurilor, și anul trecut DICOT-ul, structura care a parchetului public care instrumentează cazurile sau întregul context care are legătură cu infracționalitatea la regimul drogurilor, a emis pentru județul Dolj 95 de ordonanțe pentru persoane care se află în stare de urmărire, cercetare penală pentru infracțiuni la regimul drogurilor. Mă raportez la un alt caz, la o altă linie, cea care vizează componenta de sănătate publică. Anul trecut au fost raportate numai din UPU Craiova 98 de urgențe medicale cauzate de droguri. Deci doar cazurile care accesează o urgență medicală. Exact, adică devin cunoscute oarecum. Da, nu toți ajung în urgență. Și de ce nu toți ajung în urgență? Că am întâlnit astfel de cazuri. Nu merg la urgență de teamă să nu fie arestați. E cea mai mare prostie posibilă să gândești, dar vedeți, ei nu mai gândesc rațional, sănătos, echilibrat, responsabil, apare această stare de teamă, de culpabilizare că poate fi prins sau că familia îl vede sau ce știu eu ce se întâmplă și se ascunde și o duce, dar nu face decât să-și facă rău. Ca atare, deci iată, raportându-le doar la două linii, doar la două componente, arătăm că avem destul de multe probleme cu astfel de cazuri. De asemenea, a fost mediatizat și în trecut, au fost mediatizate cazurile, că ați avut în discuție sau ați avut dialog și în discuția această temă cu colegii de la serviciul rutier, cazurile acelor persoane depistate în trafic sub influența substanțelor interzise și care se aflau la volan și, evident, cu un risc major de a comite evenimente rutiere. Însăși, prin prezența sub influența drogurilor la volan, cel în cauză deja se afla sub efectul unei infracțiuni, să spunem. Deci, vorbim despre o dinamică în privința aceasta. Acum, eu vreau să amintesc și vreau să fiu foarte clar, pentru că tot timpul lucrurile se văd într-un fel așa subiectiv. Și avem tendința uneori de a privi lucrurile și așa. Da, problema asta e agenția antidrog. Dacă fenomenul este în dinamică, ei sunt de vină că lucrurile nu merg cum trebuie. Dacă avem indicatori de creștere sau dacă așa, ei sunt cei care trebuie să răspundă că nu-și fac treaba. Această problemă și programele pe care Agenția Națională Antidrog le instrumentează, ele sunt cuplate la alte programe de interes național. Programele de prevenție, programele de asistență pentru consumatorii de droguri n-au calitatea unui panaceu universal pentru multele probleme care apar la nivel de individ sau la nivel de societate. Repet, ele sunt cuplate la sistemic, la conceptul de familie, de educație, de ce vreți, sistem juridic care poate fi înțeles într-un fel sau altul.
mult mai permisivi uneori decât este în realitate. Deci tot acest mecanism interinstituțional dă o dinamică a liberalizarea pieței comerciale, liberalizarea asta de circulație. Este firesc, trăim într-o societate dezvoltată, modernă, și este firesc ca lucrurile să arate așa. Deci nu doar programele astea sunt în măsură să arate dinamica sau, să spunem, problemele pe un anumit segment, pe un anumit fenomen. Se leagă de combatere, se leagă de modul cum societatea este cuplată la valori sănătoase de viață, la respectarea normelor de conduită și așa mai departe. Noi suntem doar o părticică într-un context, într-un, așa cum spuneam, într-un tablou mai larg, dar care avem un rol determinant și, a spune eu, fără să greșesc, prioritar. Și așa dorim să rămână. Mulțumesc mult pentru prezență. Puțin timp alocat discuției noastre, dar reluăm subiectul în viitorul apropiat. Succes! Și vă mulțumesc! Doamnelor, domnilor, mulțumim pentru atenție. Toate bune, la revedere!